bine ați revenit, să mai explorăm un pic lumea cuantică și ciudățeniile ei. Am vorbit în primul episod al acestei miniserii despre interpretarea școlii de la Copenhaga a teoriei mecanicii cuantice și despre faptul că Schrödinger a încercat să demonstreze, folosind o pisică imaginară, că această interpretare este cel puțin ciudată. De fapt, au mai fost și alții, printre care chiar Einstein, care n-au putut accepta această interpretare, considerând-o nesatisfăcătoare. Principalele două argumente ale lui Einstein au fost următoarele. Întâi, realitatea fizică există independent de observator. Așa că nu se poate accepta ideea că un sistem cuantic capătă proprietăți bine determinate doar dacă și când interacționăm cu el. Și, în al doilea rând, ceea ce se întâmplă când interacționăm cu un sistem cuantic trebuie să se supună legilor determinismului. Nu pot fi doar probabilități. De unde și faimoasa lui expresie, Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul. V-am prezentat și două idei care încearcă să rezolve paradoxul pisicii lui Schrödinger, să le analizăm un pic. Prima, ipoteza Universului Multiplu, susține că atunci când intrăm în încăperea cu pisica, interacționăm prin intermediul ei cu sistemul cuantic al nucleului radioactiv și deoarece există doar două stări posibile, nucleul dezintegrat și nucleul nedezintegrat, Universul se despică în două. Într-un univers, pisica este vie, în celălalt univers, pisica este moartă. Dar sistemele cuantice stau la baza a tot ceea ce numim realitate fizică. Tot timpul interacționăm cu sisteme cuantice. La baza realității fizice, totul este cuantic. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori funcțiile de undă care descriu sistemele cuantice nu ne dau doar două stări posibile, ci o mulțime de stări, fiecare cu o anumită probabilitate de a se realiza. Așa că ideea duce inevitabil la generalizare. Ajungem la concluzia că, de fapt, tot ceea ce se poate întâmpla, se întâmplă. Toate lumile posibile există. Există un univers în care al doilea război mondial n-a avut loc. Există un univers în care Einstein nu s-a născut. Ba chiar oricât de improbabil pare, există un univers în care te poți duce de la Oradea la București pe autostradă. Toate aceste universuri sunt la fel de reale ca lumea în care trăim și existăm în multe astfel de lumi paralele. În unele suntem buni, în altele răi, în unele suntem bogați, în altele săraci, în unele trăim până la bătrânețe, în altele murim la vârsta copilăriei. Credeți că ar fi o soluție pentru cei care se plâng că viața este nedreaptă? Gândiți-vă la acest lucru, e interesant. Vi se pare de necrezut? V-am prevenit în primul episod că lumea cuantică este foarte stranie și mecanica cuantică duce la idei la fel de stranii. Adevărul este că nu putem face niciun experiment, nimeni nu știe cum ar trebui făcut un astfel de experiment care să arate dacă lucrurile stau așa sau nu. Culmea este că, într-un fel, ideea Universului Multiplu a existat acum peste 300 de ani și a aparținut matematicianului și filozofului german Gottfried Leibniz. El a spus că toate universurile posibile au existat în mintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu a ales să creeze universul cel mai bun. De aceea, spunea Leibniz, trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Am vorbit despre acest lucru în materialul video cu același nume, cea mai bună dintre lumile posibile. Linkul se găsește în desfășurare. Cealaltă idee, cea a nemuririi cuantice, spune că atunci când murim într-un univers, conștiința noastră trece în universul în care existăm, în cel în care trăim în continuare. Dar dacă există mai multe universuri posibile, înseamnă că, așa cum am spus deja, existăm în multe universuri.
Conștiința noastră experimentează nu doar o viață, ci un număr imens, poate infinit, de vieți. De parcă toate astea n-ar fi destul de ciudate, fizicianul american de origine maghiară Eugen Wigner a propus la începutul anilor 60 un alt experiment mental pe care îl numim azi prietenul lui Wigner. Experimentul ar mai putea fi numit și observatorul observat. Pe scurt, experimentul mental constă în următoarele. Wigner are un prieten care se găsește într-un laborator unde urmează să facă o măsurare a unui sistem cuantic simplu. Un sistem cuantic care poate avea doar două stări, să le numim starea 0 și starea 1. Conform interpretării școlii de la Copenhaga, sistemul cuantic este, până în momentul măsurării, într-o stare de superpoziție. El se găsește atât în starea 0, cât și în starea 1. Wigner, care nu se găsește în laborator, știe că există două stări posibile. Starea în care prietenul lui va măsura 0 și starea în care prietenul lui va măsura 1. Așa că pentru Wigner, atâta timp cât nu interacționează cu prietenul lui care se găsește în laborator, există superpoziția celor două stări. Starea în care prietenul lui va măsura 0 și starea în care prietenul lui va măsura 1. La un moment dat, prietenul lui Wigner face măsurarea și pentru el superpoziția a dispărut. Acum sistemul cuantic este sau în starea 0 sau în starea 1. Dar pentru Wigner, care încă n-a intrat în legătură cu prietenul lui, există în continuare o stare de superpoziție. Și ea va dispărea doar atunci când va intra în laborator și își va întreba prietenul ce rezultat ai obținut. Și acesta îi va comunica rezultatul. Așa că apare o nouă întrebare. Când a ieșit sistemul cuantic din superpoziție? Când prietenul lui Wigner a făcut măsurarea sau când Wigner află rezultatul măsurării? Aparent, cel puțin, există un interval de timp în care pentru prietenul lui Wigner sistemul cuantic nu mai este în superpoziție, dar pentru Wigner este. În episodul următor vă voi spune cum interpretează Wigner acest lucru și ce alte ciudățenii derivă de aici. Deocamdată vă spun doar că după părerea lui Wigner și a altor fizicieni și a unor filozofi, acest experiment mental arată că realitatea diferă de la observator la observator. Fiecare avem o realitate proprie, numai a noastră și diferită de a celorlalți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!